Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte, m-am găsit la un videoclip mult mai special față de celelalte. Astăzi avem o idee dată de un abonat în care spunea să facem o simulare cu un singur obiectiv și acela este să câștigăm UEFA Champions League. Însă nu este atât de ușor față de celelalte simulări, pentru că de data asta lucrăm cu o echipă de genul și suntem în EFL League 2 în Anglia, așa că avem mult până la Premier League. Și ca să fie mai greu, avem voie să transferăm doar free agents. N-avem voie să dăm niciun ban pe niciun jucător, trebuie doar să-i luăm liber de contract la noi în echipă. Ei bine, despre asta este vorba în acest videoclip, însă v-aș juca frumos acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Ei bine, echipa asta este foarte interesantă, dar foarte slabă, adică este perfectă pentru liga în care am creat această echipă, kitul, logo și jucătorii care nu există. Iar ca să fie mai greu, am făcut o chestie mult mai dificilă, adică vrem să fie ceva chiar greu. Majoritatea jucătorilor sunt bătrâni, așa că o să ne neapărat să aducem niște jucători noi, free agents. Iar average overall este de 50, adică puțin ajung la 60 și... E bine, sunt curios să vedem ce găsim la free agents, așa că haide să mergem. E bine, aici sunt foarte mulți jucători, însă noi trebuie să alegem pe cei mai buni. Aici o să mă încerc eu noroc, o să vedem dacă găsim niște jucători buni între 16 și 20 de ani. E bine, acest cam Kennedy, Martin Kennedy, este sună interesant, așa că o să-i dăm scout ca să vedem exact ce stasuri are. Se pare că la mine începe Adrian Rus, foarte interesant, o să dăm și lui scout și pe mai aici pe shorts. Teodor Radu mai este interesant aici, arată destul de interesant. Haideți să-i dăm și lui totuși. Acest jucător arată chiar destul de bine. Haideți să vedem ce overall are. Și se pare că și Afif, un jucător din Qatar, arată destul de interesant. E bine, cam acestea sunt overall-urile. Au niște overall destul de mare, 79, destul de bine. Aici Radu se pare că are 64 overall, un striker destul de bun și tânăr. Ok, haideți să-l transferăm pe acestul, adică o să-i transferăm pe toți, de fapt. Dar văd că acești jucători sunt luați. Acum am văzut. Ok, atunci nu avem voie. E bine, și se pare că toți acceptă, așa că o să acceptăm și noi și o să vină toți jucătorii la noi în echipă. Ok, acest Kane arată destul de ciudat, așa că haideți să schimbăm formația oricum. Băgăm un 4-3-3 atac și Kane o să iasă și o să intre... o să intre, cred că Welsh. E bătrân, nu? Mamă, și ăsta e bătrân. Mulți jucători bătrâni. Ok, se pare că avem nevoie de un mijlocaș, așa că haide să găsim un mijlocaș. E bine, nu știu dacă o să face bine acest jucător, Cox, dar... Țin numi tare. O să-l punem aici cam și o să vedem dacă se descurcă până la urmă. E bine, cam așa cred că o să arate echipa. O să dau și eu nivelul plan acolo să le pun aproape la toți. Ăștia mai tineri mai mult. Și o să vedem cum se descurcă în primul sezon, adică nu avem sezoane limitate sau ceva, avem nelimitate, pentru că obiectivul este să câștigăm UEFA Champions League cu această echipă. Bine, modificat probabil în viitor. Echipa arată destul de bine, însă în echipă avem niște jucători cu un o vârstă destul de înaintată, cum ar fi acest mijlocaș, însă acest mijlocaș este overall 63, însă haideți să vedem poate cine știe, găsim alt mijlocaș în locul lui. E bine, am găsit niște mijlocași destul de buni. Avem un mijlocaș care are 23 de ani, Eric Sanchez. Wow! Stai că arată destul de bine acest mijlocaș. Și nu doar el, uitați-vă la mijlocaș și ăștia alții. Wait, hai să discutăm. Aceștia sunt overall mic, așa că nu o să-i luăm. Și au rămas acești trei jucători destul de interesanți. Sanchez clar vine la echipă. Ruiz ar trebui să vină. Iar Stamanic arată destul de bine, însă cred că pe banca de vine. Cred că el vine titular de fapt, deci hai să încercăm. E bine, acești jucători arată foarte bine. Haideți să vedem cum îi băgăm în echipă. Cox nu o să mai prinde, din păcate, era starul echipei, dar asta este. Și cred că o să schimbă formația într-un 4-3-3 holding ca să stea acest jucător cât de mult și acum arată mult mai bine mijlocul și echipa în sine. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 1 să vedem ce reușește echipa asta să facă, care se numește Free Agent. E bine, am trebuit să la primul sezon, haideți să vedem cum arată echipa în continuare, arată destul de bine. Sanchez a crescut la 81, primul overall de 80 plus la noi în echipă. Afif a crescut și el plus 1 overall. Destul de bine au crescut jucătorii și în mijloc, văd că Ruiz a crescut plus 3, cred că. Însă haideți să vedem cine a fost top goalgetter la noi și a fost Sanchez cu 21 de goluri. Bine, a jucat chiar bine acolo. Iar la asistul se pare că am împărțit locul Ruiz cu Sanchez. E bine, până ne interesează să vedem dacă am câștigat liga. Da. Pe locul 22, mă. Wow, nu te cred. What? Cum, pe locul 22? Cu așa echipă? Ok. Se pare că n-a fost un sezon cine știe ce. Și cred că din cauza portarului, să fiți zicea, câte goluri ne-am luat? Cred că ne-am luat 71 de goluri. Wow. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 2, însă vedem că
Jucătorii pe care am transferat au plecat câțiva din cauza că aveau contractul doar pe 19 luni, deci da, destul de nașpa. A plecat Afif și au plecat doi mijlocași, acei mijlocași destul de buni. Însă a rămas Sanchez, ceea ce mă bucură. Însă haideți să vedem ce jucători găsim la free agent. Avem nevoie de foarte, foarte mulți jucători la free agent buni. E bine, am găsit niște jucători destul de interesanți. Avem aici un Camu destul de bun, 70 overall, brazilian, arată sunt de interesant și joacă și striker. Și avem aici un KDM de 16 ani, foarte, foarte interesant, însă și un KM de 16 ani. Overall 66, zic că e destul de bun. Așa că eu cred că îi vom transfera pe acești 3 mijlocași, în afară de acesta, și să vedem ce transferă la atac sau la defensivă. Ei bine, la fundaj nu stăm deloc, deloc bine. Rus, care chiar este destul de bun, la aproape la 70 overall, iar un right back destul de slab și un portar destul de slab, și portarul avea nevoie de un portar chiar bun, pentru că știți că n-a scos portarul oarecum sezonul trecut. E bine, am găsit și un portar de 18 ani și apar în 72 overall. Ok, nu m-aș așteptat să aibă overall-ul ăsta, s-a văzut acolo niște stats-uri destul de interesante. E bine, acum arată echipa destul de bine, avem un mijloc și un portar destul de bun, însă avem nevoie de un right winger și left winger bun, pentru că acești jucători sunt efectiv useless. Iar acest KM Castro, mă gândesc să-l facem un strike, să vedem, poate durează chiar așa de mult. E bine, iar în atac l-am găsit pe Cairo Cesar, care arată foarte, foarte bine, așa că nu o să transferăm pe acest right winger, care are 71 overall. Iar pe left winger, pe poziția de left winger, chiar nu știu pe ce transfer. Ambii arată destul de bine, însă, da, știm de la acest puști, pentru că Hamilton are 20 de ani și are deja overall destul de mare și nu cred că acest jucător o să crească așa de bine, dar cine știe, o să-l transferăm pe urmă, oricum pe acesta o să-i dăm delegate categoric. E bine, și în dreapta intră Cesar, pe stânga intră Hamilton. Și acum arată mult, mult mai bine echipa, însă haideți să transferăm totuși un right back ca să fim sigur acolo că avem echipa destul de bună ca să fim măcar cât de cât acolo. Bine, am găsit niște jucători destul de interesanți aici, Mario Esposito, Coleman și Rocha, însă eu o să merg pe cea mai tână, pentru că eu cred că o să crească mult mai decât Coleman. Ei bine, și acum echipa arată foarte, foarte, foarte bine. O să mai stau cu acest left back un sezon și după aia poate să schimb și pe el, dar momentan n-am găsit nimic bun pe partea stângă. Însă echipa cum arată foarte, foarte, foarte bine. În sezonul viitor o să schimbăm și cei doi fundaji, din păcate Rus va fi înlocuit pentru că este destul de bătrân, însă momentan echipa chiar are potențial să treacă în Liga 1. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 2 să vedem ce reușește free agent să facă. Bine, Andrei, ales mod, haideți să vedem cum arată echipa și se pare că au crescut foarte, foarte mulți jucătorii. Mijlocași în special au crescut destul de mult și portarul la fel, cât și right winger. Wow, stai că Cesar arată destul de interesant. Ba chiar avem un jucător de 83 în echipă. Însă haideți să vedem ce a fost un marcator și a fost Sanchez cu 18 goluri. Mamă, cât de puține goluri. Ok, și la asisturi este Sanchez. E bine, se pare că sezonul ăsta nu mai suntem pe locul 22, însă haideți să vedem dacă reușim să promovăm. Ok, top 10, ok, suntem top 10, eu zic da, ok, suntem top 10, mai departe, hai să vedem, top 9, 8, ok, noi suntem 8 și da, avea mulți, mulți în față, dar măcar ne apropiem, ne apropiem. Bine, am intrat în următorul sezon, sezonul ăsta arată destul de bine și în sezonul ăsta o să schimbăm și funda și cei trei care au rămas de schimbat, însă în rest echipa arată foarte, foarte bine și are mult potențial, nu văd o schimbare în afară de acești 3 fundași, așa că haide să aducem 3 fundași noi la echipă. E bine, am găsit niște jucători destul de interesanți, un fundaș Samuele Sala, un italian de 17 ani, de 72 overall, clar îl vom transfera la echipă. Vitale, un jucător tot italian destul de interesant, așa că și el o să vină. Și Rodriguez, un jucător spaniol pe poziția de left back. Wow, ne avem un jucător cu 32 overall în echipă, pe banca de rezervă, care are 3 defending. Wow, deci uitați că are 1 aggression și 1 interception. Wow, e bine, avem boom, 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 jucători buni, acum avem un teren foarte, foarte bun. Aproape tot squad-ul are 70 plus overall. E bine, echipa este pregătită. Haideți să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește free agent să facă. E bine, atare de simulat. Haideți să vedem cum arată echipa. Și echipa arată destul de interesant. Acolo 86 overall. Să vedem că cineva este faultat. Of, este accidentat aici jucătorul nostru Rodriguez, spaniolul nostru. Left back-ul nostru este accentat, însă restul echipei arată foarte bine. Sunt curios dacă am reușit să ajungem în Liga 1. Însă până atunci, haideți să vedem cine a marcat cea multe goluri în echipă și este Sanchez cu 33 de goluri. Wow, e asta, da. Majoritatea vedem că au crescut plus 5, plus 4, plus 6. Wow, plus 6 aici.
Hai să spunem că reușim și reușim direct pe locul 1 cu 115 puncte. Wow! E, asta da, asta da, am marcat 102 goluri. Wow, și am primit 44 de goluri. E bine, am intrat în nou sezon și aceeași problemă ca la final de sezon anterior. Rodriguez este accidentat, însă hai să vedem cât timp este accidentat și aparent nu mai fi accidentat încă 6 săptămâni. Wow, ok, deci o să lipsească destul de mult. Însă mă uitam la echipă și mă gândeam să transfer niște jucători pe banca de rezervă, însă poate ce niște găsim și jucători care au overall destul de mare, poate ce niște intră și în teren. Bine, am găsit niște jucători foarte, foarte interesanți. Doi jucători right back, unul de 75 overall, unul de 79, însă la an este diferență destul de mare. O să-i transferăm pe amândoi, eu am o idee destul de bună cu ei. Oh, din păcate se pare că i-am oferit prea puțin și acest jucător deja a plecat la altă echipă. Păcat, păcat. Ei bine, acum arată mult mai bine echipa. Păcat că n-am reușit să transferăm acel mijlocaș, pentru că ne-a luat la Wolfsburg, dar în continuare echipa arată foarte, foarte bine. Un right back foarte bun de 19 ani, de 79 overall. Acest jucător Esposito o să-l facem left back pentru a fi rezerva lui Rodriguez, pentru că, da, el este accidentat. Și mai avem aici încă un jucător de 75 overall care este pe bancă și probabil o să intre rezerva la acest right back. E bine, antrenat de simulat, hai să vedem cum arată echipa după simulare și arată destul de bine. 84 overall, 81, 88, wow, cât a crescut Sanchez, wow. Însă și acest raid pe care a crescut până la overall de 84, vânta și noi știu, au crescut foarte bine echipa, se vede că a jucat foarte, foarte bine. E bine, haideți să vedem cine a fost o marcat la noi în echipă și este Cezar cu 32 de goluri, let's go, bine mă Cezar. Pe aia Sanchez cu 27 de goluri și 20 de asisturi, bine și el a rupt la asisturi. Hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim direct să avansăm în Championship, let's go mă. A fost prea ușor pentru noi Liga 1 și ne ducem direct în Championship cu 95 de puncte. Hai să vedem în BSM, reușim să câștigăm, reușim să câștigăm BSM, mă, let's go. E bine, suntem în sezonul exact 5, așa că în sezonul acesta suntem în Championship. Iar dacă reușim să trecem în Championship, ajungem în Premier League, unde o să ne batem acolo în top 4, să ajungem în Champions League, care este obiectivul nostru de a reuși să câștigăm Champions League, doar transferând jucători de la free agent. Echipa noastră arată foarte, foarte bine, însă noi trebuie să căutăm niște jucători, să reușim să găsim de fapt niște jucători pe poziții unde nu sunt nesucând destul de bine, adică pe cât îmi văd eu că nesucând destul de greu acolo, este practic cea mic overall de la noi din echipă și eu zic să găsim un CDM, un CM sau un CAM, un mijlocaș oricum nou și mai bun decât el. E bine, am găsit aici doi jucători foarte, foarte, foarte interesanți, pe Marcus și pe Sandoval, doi jucători destul de interesanți, însă chiar nu știu pe ce să transfer. Însă cred că am să mai adopt overall și o să transferăm pe Marcus. E bine, cu acest jucător aici arată mult, mult mai bine echipă, însă haideți să transferăm și o rezervă pentru left wing sau oricum striker, pentru că această rezervă nu prea e bună. Ba chiar și o rezervă de portar ar fi. E bine, și-am mai găsit că aici câțiva jucători destul de buni, zic eu. Și rezervă de portar și rezervă de atacanți. E bine, și acum arată destul de bine echipa noastră. Și atac avem și mijloc, ba chiar avem foarte, foarte mult cu jucătorul acesta de 88 overall. E bine, cam așa o să arate echipa pentru sezonul cu numărul 5. Eu zic că este destul de bună. E bine, haideți să simulăm și acest sezon, să vedem după atât cine știe reușim să ajungem până la un Premier League. E bine, antrenat de simulat, haideți să vedem cum arată echipa. Echipa a crescut foarte, foarte, am primit primul overall de 90 plus, este Sanchez, 91, wow, wow, cât a putut să crească Sanchez. Hai să vedem totuși ce ne-a marcat cea multe goluri, este Castro, că este Castro cu 28 de goluri și la asisturi este ok, este Sanchez. Hai să vedem dacă reușim, ok, locul 3, interesant. Deci nu avem garantată promovare, însă, mamă, la egal, trebuie puncte cu Sheffield United, wow, ok, ok. Însă, am jucat la play-off-uri. Dacă am reușit să câștigăm play-off-uri, am trecut în Premier. Dacă nu, o să rămânem aici în Championship. E bine, și acum să vedem dacă reușim să promovăm pe la urmă. I-am bătut aici cu 3-2 și finala vom juca versus Burnley. Let's go, hai să vedem. 3-2-1 și reușim să câștigăm cu 1-0 Free Agent Suce în Premier League. Let's go! Bine, suntem în sezonul numărul 6, arată foarte bine echipa, însă am nevoie de mai mulți jucători pentru că au plecat mulți care, da, nu prea aveau ce să caute la echipă, așa că au zis să plece. E bine, eu zic sezonul ăsta să venea, poate găsim ceva de overall 80 plus la free agent, că nu se știe ce poți să găsești pentru că practic le expiră contractele la alți jucători. Însă avem nevoie și de banca de rezervă pentru că, na, e cam mică. E bine, am găsit niște jucători foarte interesanți, am găsit aici, cred că, regenul lui Karim Benzema.
Însă cred că el era un căfu, deci acest jucător s-ar putea să fie altcineva, la cazet poate. Însă costă 45 de milioane, 80 overall și striker, eu zic că este destul de bun. Însă am mai găsit niște atacați, Silva și Ricci, jucători interesanți. La e cam diferit, dar sunt tineri. Uite, jucătorul ăsta Ricci nu prea se merită să luăm, dar Silva asta se merită, având în vedere că are 16 ani. Iar Aronson mă gândeam să fie acolo ca rezervă, pentru că are overall destul de mare, 24 de ani, eu zic că e ok. Wow, se pare că Fabian Denis a refuzat Chelsea, ok, păi noi ne acceptă. E bine, cam așa arată echipa, eu zic că arată destul de bine acolo în locul rus sezonul viitor. Va trebui să facem un nou fundaj de rezervă pentru că el se retrage din păcate, dar asta este. Silva și Aronson, eu zic că o să ne sucăm destul de bine în acest sezon, chiar dacă suntem în Premier League. Iar aici pe stânga, până la urmă l-am băgat pe Fuentes, chiar dacă e right back o să-l fac eu left back imediat, pentru că durează foarte puțin. E bine, haide să simulăm și primul nostru sezon în Premier League, să vedem cum se descurcă, chiar sunt foarte curios. E bine, antrenat de simulat primul sezon în Premier League, să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Denis la 80 4, Cezar la 86, Sanchez la 92, wow, cât au crescut jucătorii. Acum majoritatea jucătorii au 80 plus overall, în afară de un singur jucător. Hai să vedem totuși ce au reușit să facă, asta este important. Hai să vedem și wow, 14 goluri, 13 goluri și asisturi 8, wow, ok, a fost mai greu. Hai să vedem ce loc, suntem locul 13, ok, nu retrogradăm, asta este important, nu retrogradăm, încă rămânem în Premier League. Asta este important, ușor, poate ce știe neapărat. Copiem până la urmă de top 4. E bine, am intrat în următorul sezon și avem nevoie de rezervă de fundaș. Asta e prima chestie. Poate ce este, găsim un jucător mai bun decât Sala, însă, da, nu prea cred. Însă, tot avem nevoie de un fundaș de rezervă. E bine, n-am găsit absolut niciun jucător de 80 overall fundaș, așa că o să ne mulțumim cu acest tânăr de 18 ani, care are overall destul de mare, 76, eu zic că este de bine. E bine, un fundaș foarte mare, cea Drew. Însă aș vrea să mai caut pentru că dacă nu găsesc ceva sau dacă găsesc și nu, poate nu-i apuc din cauza că echipele mai mari vor să-i transfere. E bine, am găsit 5-6 jucători, însă am găsit un singur jucător foarte interesant și acela este Tavi Popescu. Tavi Popescu, free agent. Nu înțeleg cum nu-l ia nimeni, dar o să le iau eu categoric. 81 overall, foarte, foarte bine pentru el acolo. Am mai găsit încă un left winger, însă da, clar, Tavi Popescu este jucătorul pe care îl vom transfera. E bine, și se pare că Tavi Popescu vine la Free Agents Team. Foarte, foarte bine. E bine, și acolo în locul Hamilton o să intre categoric cu Octavian Popescu, pentru că, da, e mai bun și probabil o să mai crească, așa că, clar, o să-l folosim pe el acolo. E bine, și cred că aceasta este echipa pentru sezonul acesta. Eu zic că este destul de bună, eu zic că încă poate să joace acolo, să ajungă top 4. Eu zic că poate, poate, se poate. Așa că, oricum, hai să dăm simulare, să vedem ce se întâmplă. Al doilea sezon de simulare în Premier League. Hai să vedem cum se scurge Free Agent. E bine, Andrei, am simulat, hai să vedem cum arată echipa și echipa arată interesant. Ok, 88 overall, bine acolo. Sanchez 92, foarte, foarte bine. 87 coach, foarte, foarte bine și el. 87, ok, overall se îmbărtavi, nu prea a crescut. Da, asta este. Parcă Hamilton este accentat. Însă echipa all-rounded arată chiar foarte, foarte bine. Sunt curios însă ce a reușit să facă. Păi atunci, hai să vedem cine a fost o marcator. Și a fost Cezar cu 20 de goluri și 12 asisturi, adică, na, cam cea multe la amândouă. Da, avea prins doar 14 meciuri, ok. Hai să vedem totuși data asta ce am reușit. Și locul 11, ok, ok, avansăm ușor, ușor, ajungem în top. Avem jucători data asta chiar foarte, foarte bun. Poate și aici mai găsim. Însă jucătorii pe care avem, eu zic că putem să ajungem la un top 6, top 5. E bine, am intrat în următorul sezon. Hai să vedem totuși cum arată echipa și unde trebuie să facem un upgrade la echipă. Și left-winger-ul încă este problematic, pentru că încă nu știm dacă va juca Tavi sau o să-și revine Hamilton și o să joace el. Chiar nu, chiar habar n-am nicio. Însă tot căutăm un fundaș, așa că hai să mai căutăm. Oricum nu se știe ce găsim, deci na, cum l-a găsit pe Tavi. Ei bine, n-am găsit cine știe ce jucător, însă tot la fel ca în sezonul trecut am găsit un jucător foarte, foarte, foarte interesant. Hai să vedem despre cine e vorba. Și este vorba de un jucător de 89 overall, care, haideți, seamănă prea mult cu Dybala. Cam striker, cf, e efectiv Dybala. Sau poate fi Messi, dar nu e Messi. Messi s-a retras de mult, cred că e Dybala. Însă clar, deci nu, 100% nu vom transfera, însă nu știu pe ce poziție să jucăm. E bine, și acest jucător misterios, cred că regenul Dybala, vine la Free Agent Team. Bine, și acest doi jucător, Texera cu Munoz, sunt destul de interesanți și o să-i transfer de fapt. Însă, da, nu știu dacă o să joace titular. Ok, și se pare că ne-au refuzat, este prea, de dăm prea puțin bani și au așteptat aici Atletico Madrid, vă că. Și acest jucător probabil cu Newcastle o să semneze. Ok, asta este. Însă, pe noi ce ne interesează este acest jucător care este național, ok. Și eu mă gândesc să facem cumva să
să joace pe stânga, pentru că, da, eu zic că poate să joace, de fapt, dă cu dreptul, arată destul de bine, are viteză, are shooting, passing nu prea are, dar eu zic că putea să facem left winger. E bine, programul pe Sandoval a reușit să-l facem left winger și arată destul de bine, cu multe, multe de-astea poziții. Dennis atacant, Cezar în dreapta, mijlocul arată foarte, foarte bine în continuare. Bine, și găsim doi fundași destul de interesanți. Îl găsim pe Jimenez, care are 35 de ani și, da, nu cred că se mai joace mult, dar o să jucăm sezonul ăsta. Și pe Gabriel Avila, care are să fie niciodată destul de bine, 79 overall la 19 ani, eu zic că este destul de bun. O să transformăm un doi și poate cine știe ia locul până la urmă Gabriel. E bine, se pare că pe Gabriel Avila nu reușește să transferăm aici, Brighton reușește mai rapid decât noi, așa că asta este. Însă echipa cu Jimenez arată mai interesant și eu zic că arată mult mai bine. Aici o să facem cumva să intre cât mai mulți jucători buni în echipă, dar na, acum depinde și cum o să joace ei. E bine, și cam așa va arăta echipa, eu zic că arată foarte, foarte bine, mai ales cu Sandoval ăsta care pe bune că o să rupă. Și în rest, să sperăm că o să crească destul mult. E bine, haideți să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește Free Agent Team să facă. E bine, antrenant de simulat și acest sezon, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. 89, 90, 92, 92 în continuare acest jucător. Jimenez însă a scăzut destul de mult. O să intre înapoi aici sala și văd că și cei jucători au crescut. Eu destul 89, 88, da, chiar arată foarte, foarte bine echipa. Avem șanse de Champions League, însă haideți să vedem ce a fost un marcator totuși. Și a fost Cezar cu 23 de goluri, ok, ok. Pe locul 2 vedem că a fost Dennis și pe locul 3 Sandoval, nu știu cum, n-a dat mai multe goluri, dar ok, și la top assistor este Coach, ok. Haideți însă să vedem ce a făcut Free Agent Team sezonul acesta. Ok, data asta suntem în top 10, măcar atât, măcar atât. Azi în top 7, ok, top 6, Liverpool, ok, top 5, ok, ok, suntem în Champions League, suntem în Champions League, suntem în Champions League, primul nostru Champions, let's go. Azi în top 4, ok, Chelsea top 4, top 3, Arsenal, ok, 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 mamă cât aproape, am rămas City și Free Agent Team, let's go, hai să vedem. Și, no, nu, n-a bătut City, la gol averaj, bă, ce aproape, să câștigăm și Liga. Și apare, se pare că reușit să câștigăm Emirates FA Cup, o batem pe City în finală, wow. E bine, am uitat în următorul sezon, haideți să vedem ce putem să aducem la echipă încât să facem mai bună, pentru că data asta suntem în Champions League și chiar vreau să trecem mai departe. E bine, nou în continuare ne trebuie un fundaș, așa că asta va fi prima căutare la fundaș, însă o să ne uităm și pe alte poziții, poate cine știe găsim un regen de la un jucător. E bine, și se pare că găsim ce aici pe poziția de fundaș, un jucător de la Netherlands, din Olanda, de 84 overall, foarte interesant, seamănă foarte mult cu Van Dijk, să vă spun sincer. Și îl vrea și Liverpool, deci da, o să trească neapărat să ne băgăm pe fir și să-l furăm. E bine, și noul Van Dijk, presupun, vine la Free Agent Team, let's go. E bine, n-am mai reușit să găsesc absolut nimic, dar mă bucur că am reușit să găsim regenul lui Van Dijk, presupun. Iar acum arată mult, mult mai bine echipa, așa că haideți să vedem. E bine, data asta suntem în Champions League, așa că haideți să-ți bună sezon, să vedem ce reușim să facem. E bine, antrenant de simulat, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. 91, 91, 95 în atac, mijlocul mai slăbus, dar Carl Sanchez cu coach. Defensiva aici este cea mai rea, însă uite cât a crescut Johnson până la urmă, regenul lui Van Dijk și portarul. Starul nostru destul de bine a rămas acolo. Însă haideți să vedem ce a fost top golgetor la noi în echipă. Și a fost Dennis cu 31 de goluri. Mă, let's go. Fabian Dennis înscrie 31 de goluri. E bine, și la asisturi este Cezar. Pe jucătorul ăsta l-am botezat toată simularea cu Cezar, dar n-a fost prea, prea așa Cezar, Cezar. Deci n-am știut că cheamă Cezar. Haideți să vedem ce a făcut în Premier League, locul 4. Ok, ok, prindem loc de Champions League totuși, locul 4 este bun, însă nu câștigăm liga, asta este. Ok, și se pare că reușim să câștigăm FA Community Shield. Ok, interesantă finală cu City. E bine, haideți să vedem ce a făcut și în Champions League, pentru că anul ăsta suntem în Champions League. Am trenat aici pe locul 1 în grupă destul de ușoară cu Sporting, Monaco și Habran și este echipa cea aia. În round-ul 6 se pare că am dat de Inter și am reușit să-i batem cu 4-3 destul la limită. Mai departe în quarter final se sparge puțin de Salzburg. Wow, mamă, cu ce am dat cu Salzburg, mă. Cu 6-2 la general trece mai departe, ok. În semifinal se pare că dăm de Sevilla pe care o înfrângem cu 5-2. Iar în finală vom juca versus Napoli și se pare că urmează să jucăm finala, însă o voi juca eu finala, pentru că vreau să văd și cum se mișcă jucătorii noștri pe care i-am transferat oarecum în ghilimele de pe Free Agent și am crescut la noi în echipă. E bine, Napoli are o echipă destul de interesantă, Saliba, vă cum mai joacă Diogo Costa, Kunde, Joe Ellington mai joacă, mă mir, McAllister, ok, Kvaratskhelia, Ramos, bă, echipa este interesantă, însă hai să vedem dacă a noastră îi întrece. Aici avem tot lotul foarte bine, nu avem ce să băgăm, așa că hai să dăm play match. Oh, Champions League, let's go! Hai să ne cerui să facem.
Jucăm pe Legendary, nu știu dacă a fost, cred că s-a văzut că jucăm pe Legendary, n-am vrut să dau pe Ultimate, dar eu zic că Legendary e destul ok. Hai să încercăm un șut de la distanță, ok, prinde acolo Costas Figre, să-i dăm goluri, dar trebuie să să ne obișnuim și cu jucătorii noștri. Oru, au o șansă destul de bună aici cu Ramos, hai să vedem. Haide mă! Regenul Van Dijk, nu e penalty, nu e penalty. Bine mă, bine, let's go. Bine, pas acolo, hai să vedem, un po... Aoleu, bă, bă, Danny, ce ai făcut? E o ocazie pentru noi aici, frumos, Denis reușește să înscrie, ce pasă frumoasă și ce a ridicat-o bine acolo, Denis face 1-0 minutul 25. Bine acolo, a scăpat Denis, are viteză, poate ce singur, poate ce singur, hai să bubuim, și, aha, portarul, a, putea să da gol. Hai să vedem, Sanchez, centrare bună, însă acolo apără, dacă blochează, mai avem încă o șansă, Sanchez, centrare bună, este liber și nu are ce să facă. Bine acolo, ce finalizare, ce bine l-am văzut, eu nici l-am văzut, am dat această centrare, dar aparent aiul l-a văzut pe coach și scrie. Revenim faza, că a fost frumoasă, aici Sanchez încearcă din nou, centrarea foarte bună la coach și portarul nu este pregătit pentru centrarea asta. Hai să vedem, Sanchez, acolo apără Diogo Costa, ce aproape. Op, i-am luat off guard, let's go, hai să vedem, coach, mamă, cum a apărat-o, mă, pai, mă, ce la limită. Haide, mă, centrarea bună, let's go, la Caesar, haide, poți, mamă, păi, deci le apăr pe toate Diogo Costa. Bine, acolo, pasa, hai să vedem, pasa foarte bună acolo la Danny, șutează, mamă, ce-a făcut portarul ăsta pe loc, puteam să citez în acolo scurt, dar asta este. Denis, șansa ta. Șansa ta să înscrii din nou și reușește, mă, let's go! Ok, încă o fază foarte bună, haide, ai plecat, let's go, Denis, let's go, power shot, ai, pe bune, nu te cred așa, imposibil așa ceva, pare din fața porții, reușim să câștigăm până la urmă, facem minutul 92, câștigăm finala Champions League, mă, let's go! Câștigăm finala Champions League cu 3-0, Denis marcează de două ori și coach o singură dată, reușim cu o echipă de full free agents, să câștigăm până la urmă Champions League-ul. De la început am transferat numai FIE, free agents. Am reușit să luăm regenuri foarte bune. Din păcate nu am reușit să fac rost de regenul Ronaldo și nu Messi, pentru că probabil a fost cumpărat, dar asta este. Hai să vedem aici cum intră și a trofeul. Trofeul foarte, foarte mult meritat. Hai să vedem, dar numai, nu știu, nici nu știu ce e capitanul. Aba, și nici o să știm pentru că nu le știu fața. Oh, se pare că Sanchez e capitan. Ok, Sanchez. Să știți că a fost printre primii cei buni de la noi de echipă. Hai, ridică. Tu meriți să-l ridici. Reușim să câștigăm UEFA Champions League cu echipa Free Agent. E bine, reușim până la urmă să câștigăm UEFA Champions League și cu chestia asta terminăm și acest videoclip care a fost foarte interesant pentru mine, fel de făcut, foarte distractiv să zic așa, pentru că trebuie să caut foarte mulți jucători potențial mare, overall mare și cu o vârstă destul de acceptabilă. Sper că a plăcut și vouă, sper că v-ați bucurat uitându-vă la acest videoclip. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul să primim cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi multe notificări. A fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!